Hola, buenas noches. Buenas tardes. Hoy hablamos sobre los Estados Unidos de Europa. Has volvido sobre el artículo Estados Unidos a la Europa. Por un saber de Aich, versión española, artículo más suave, o mi femi obsesión de vites de carácter, pero versión a lengua romana, habemos en teoría. 1673 de vites, dar în practică avem 799 vites. Scurtă introducere făcută de admin. Navigând și navigând pe internet, întâlnești, precum Ulise, multe sirene care te deviază de la drumul tău drept. În cazul de față, rolul sirenelor îl joacă tot felul de articole, articole pe care mi-ar plăcea să le fac cunoscute limbii române. Deși aveam un articol în plin lucru, întâlnind eu articolul Estados Unidos de Europa și văzând prin comparație cât de bogată este versiunea în limba spaniolă față de versiunea în limba română, am lăsat deoparte articolul la care lucram și l-am pregătit și am pregătit infrastructura acestuia de față, Să mă exprim oral în două limbi în același moment nu pot. Iar de scris, deși traducătorul automat mă ajută foarte mult, de genul ăsta că scriu aici, într-o limbă și traduce în partea asta altă, în limba asta altă, în altă limbă. Și ar putea, în timp ce eu scriu aici, de la Digi aici. De la Digi. Nu, nu este. Nu este. Nu că se spune că e. Nu le pus deloc de să fac de desene aici. Nu. Aceea nu-i două? Nu este. Nu este, asta nu e de la Digi, asta e de la Lampa. Deci, în timp ce aș scrie aici într-o limbă, cititorul de altă, de cealaltă limbă ar putea, dacă scriu aici în română, cititorul de limbă spaniolă ar putea citi aici. Dar traducătorul nu traduce foarte bine, așa că tot aici trebuie să vin cu el în pagină și să-l ajustez eu. Deci, iar de scris, deși traducătorul automat mă ajută foarte mult, în sensul ăsta, tot nu este suficient. Acum, în timp ce eu citesc în coloana din partea stângă, mă gândesc că dacă trece pe aici un curios cititor spaniol, el ar putea să urmărească în textul scris în spaniolă, văzând cam pe unde țin eu săgeata de la cursor, de la mouse. Bun, dar când vrei să te aperi, când vrei să îți aperi drepturile, o faci așa cum poți. Indiferent dacă ești legat la gură, la propriu sau doar la figurat. Mă rog, asta este punerea în pagină în trei coloane, cu textul martor, textul
așa cum a trecut el prin, așa cum a ieșit el din trăgătorul automat, aici la mijloc. Dar mai jos, aici, în aceste două coloane, am pus doar textul în română, textul original, așa cum l-am creat eu, și aici textul tradus de mine în limba spaniolă, cu ajutorul traducătorului automat, dar ajustat în final de mine, adus la o formă în care, de care să fiu măcar eu mulțumit. Și aici am pus și linkuri care, dacă le deschidem pe fiecare în parte, ne mai mănâncă niște timp. Dar aici ce vreau să spun, că linkul ăsta este corespondent cu linkul ăsta. Aici Odiseu, aici Ulise. Pe oricare dintre ele, dacă apăsăm, ne duce la aceeași pagină, la pagina Odiseu, și aici avem buton către limba română. Sau deschidem aici și avem buton către limba spaniolă. Conținutul explicativ din articolul în limba română este mult mai sărac decât cel în limba spaniolă în acest caz, și atunci aici l-am pus cu culoarea asta care vroiam să fie galben, dar galbenul nu se vede dacă îl pun. Ce este cu roșu sunt articole care nu există în limba română. Există în limba spaniolă articol, dar în limba română nu este. Și așa la fiecare în parte, cele care sunt cu verde așa, sunt articole care le-am făcut eu deja în cazul ăsta traducere directă și publicare direct în Wikipedia. Și da, și ajunsesem cam pe aici. Dar când vrei să te aperi, când vrei să-ți aperi drepturile, o faci așa cum poți, indiferent dacă ești legal la gură, la propriu sau doar la figură. Cui nu înțelege acest sofisticat limbaj al meu, n-am ce să-i fac. N-am ce să-i fac mai mult. Primul interesat să folosească un limbaj pe care să-l înțeleagă cât mai mulți dintre cei cu care respectivul limbaj s-ar intersecta, sunt eu. Dacă nu reușesc mai mult decât reușesc, cu toate părerea de rău, asta este. Și am mai pus aici undeva un postscriptum, pe care hai să-l iau de aici. O dată. Și să-l pun și pe aici. O dată. Și încă o dată pe asta. Nu-l luasem pentru că mă gândeam că nu o să-l las, o să-l șterg, să mai ocupe și ăsta loc în pagină, dar la urmă lasă-l aici. Așa. Și aici am să citesc partea în spaniolă. Es posible que sean necesarios unos 10-15 minutos para la lectura plana, sin abrir los enlaces del texto y sin consultar el contenido explicativo de las páginas de destino del texto de este artículo. Bueno, la lectura plana del texto de este artículo. El texto de este artículo para la lectura en relieve
abriendo. Abriendo cada uno de los enlaces del texto y estudiar el contenido encontrado. Puede costar 2, 3, 4 horas, pero a mí solo para preparar el terreno, para poder fijar en el texto. En tres columnas, en las tres columnas aquí presentes. Me fueron necesarias muchas horas. No creo que no está bien. He necesitado muchas horas. Necesarias muchas horas. Como se puede ver, creé esta página a 14 y 53 minutos. ¿Sí? Y ahora, cuando el campo está listo para ser sembrado, son las 22:42. Bueno, ahora son 23:21. Bueno, durante este tiempo también resolví unos inevitables problemas domésticos, pero de las 8 horas que se pasaron, unas 3 o 4 se dedicaron solo a preparar. Preparar el terreno. Para este proyecto. Bueno. Lo dejo ahí. Con esto. Y aquí he creado unos tres columnas. Aquí voy a poner el texto original. Aquí el texto que pasa por el traductor de Google, y aquí el texto traducido al final, en el final para mí. Y aquí, a ver, aquí estamos. En este voy a tomar desde aquí este texto hasta aquí. Hasta aquí. Y lo pongo en el traductor automático de Google. Y voy a mirar por ahí si hay alguna cosa de sobra por ahí. Por ejemplo, este de ahí. Entonces tenemos 1366. Bits o caracteres. Bueno, este lo voy a tomar de ahí.
Le pongo el primero aquí. Y ahora reducir la distancia, bueno, se reduce distancia entre rândul, între rândurile scrise, reduc aici la 1 distanța între rânduri și așa vine el mai grupat. Bun, și să-l copiez și de aici și să-l pun și aici, în coloana asta. Aici e mai desfășurat un pic. Nu este așa îndesuit ca acolo unde sunt trei coloane. Și atunci, după părerea mea, se vede mai bine când este mai desfășurat, așa? Cel mai bine se vede când e o pagină întreagă, dar... Așa. Și acum, din traducătorul automat, șterg prima dată chestia asta care am adăugat-o aici și vedem că 1366 de caractere și inversăm povestea și aici este textul tradus de traducătorul automat, așa cum la tabel cap, 1328. 1328 de bites. Sau de caractere, de litere, cifre, virgule, două puncte, pauze și tot ce mai gapă într-un text. Deci, asta îl copiem de aici și îl punem, adică în coloana a doua, de aici. Da. Și aici aceeași poveste, că dacă nu, uite cât de lung este față de cel căruia i-am redus distanța între rânduri. Da. Și acum să mă uit un pic să le aliniez de acolo unde se poate alinia. Și acum, textul de aici, îl iau și îl pun și în coloana a treia. Dar pe textul din coloana a treia lucrez pe mai departe, pe când pe textul din coloana a doua nu o să-l ating sau o să încerc să nu-l ating. Ne vedem cine strige greșeală, dar dacă ar fi să-l ating, să nu-mi dau seama sau ceva de genul.
Acum, textul de aici, din coloana 1, îl fac, uite, așa, roșu, roșu, roșu. Roșu, pentru că aici o să pun link-urile din text, dacă are, din textul original. Ia să vedem. Deci, mergem aici și vedem. Deci, prima dată, chestia asta cu Statele Unite ale Europei, hai să le fac așa mai groase. Ca să păstrez forma originalului. Și dacă fac într-o coloană, trebuie să fac în toate celelalte ca să nu se strice alinierea. Așa. Și acum, ia să vedem. Statele Unite ale Europei, uneori prescurtate ca USE sau AUSE, sau USE, fără puncte între ele, în germană Bundesrepublik Europa, sau Vereinigte Staaten von Europa, în franceză Etats Unis d'Europe, în engleză United States of Europe. Deci aici s-a tradus, deși nu aveam nevoie, dar Europa. Pe United States a tradus că românii știu engleză și știe și traducător. Da. United States. Mă, sigur, mulți români folosesc adică folosesc mai mult traducere din limba engleză și atunci și traducătorul a învățat și el lecție. Este numele dat unei versiuni de a unei posibile versiuni, să zicem așa, unei ipoteze. Unei ipoteze privind posibilă unificare a Europei ca o federație, federațiune națională, ca o federație de națiuni, o federație națională și suverană, de state, I think you can help you.
asemănătoare. Cu cea a statelor Unite ale Americii, o versiune alternativă a unificării printr-o confederație de state suverane. I s-a dat denumirea unei versiuni. Versiuni alternative. Alternative a unificării printr-o confederație de state suverane, i s-a dat denumirea de Europa Unită sau Europa Federală. Nume care a fost propus trebuie ceva ce aici. Nume care a fost, nu se mai oprea de-am șters. Propus de Valéry Giscard d'Estaing. Tratatului de la Roma din 2004. Argumentând că aceasta ar întări semnificația Unificația de Unire. De Unire. Așa. Termenul Statele Unite ale Europei identifică abitualmente o federație, identifică în mod obișnuit o federație. Federație. Propune un sistem federal de guvernare similar cu cel al Statelor Unite ale Americii, în care puterea este transferată de la statele membre unei autorități centrale către o autoritate centrală de guvernare. Punctul de vedere alternativ al unificării europene a fost acela de a promova o Uniune Europeană ca confederație comercială și financiară. Și avem la index. Mă rog, eu traduc aproximativ, nu traduc foarte bine așa, dar
mai compară și altcineva pe aici și își face singur o traducere mai bună și o pune la el pe caietul. Și aici fac un pic mai gros subtitlul ăsta. Da. Ia să vedem noi. Originea numelui și antecedentele. Eu așa am să zic antecedent și antecedent. Sau antecedențele. O să-i pun eu un țel acolo și am rezolvat problema. Istorie, federalism european, personalități care au folosit termenul Statele Unite ale Europei, Victor Hugo, Winston Churchill, Guy Verhofstadt, Pascual Maragall, apoi Uniunea Europeană. Vezi de asemenea referințe, bibliografie și legături externe. Bun. Ia să vedem mai. Dacă luăm de aici. Și îl punem în traducător din nou. Așa. Deci cât era aici? 1328. Ia să vedem dacă a mai crescut sau dacă a mai scris. 1356, da. 1356. Înseamnă că a mai crescut. Uite, aici se mai pune un țel care... Așa și mai era. Ia. Dar nu știu, vreau că... Să mă uit o diacritic. Este în ipoteze privind posibilă unificare în Europa, ca o fără și suverană. Ca o fără de state, asemănătoare cu cea. Termen în mod obișnuit. În mod obișnuit. O federație. Propune un sistem federal. Nu. Originea numelui și antecedențele sau și antecedențe, observați. Istorie, personalități care au da. Ia să vedem dacă s-a mai modificat ceva. Nu s-a modificat. 356. 356 bites. Bun. Și acum o să luăm noi, adică eu pe
Pe jupânul ăsta. Da. Și o să-l pun aici. Ai. Și acum restrâng o dată rândurile astea care l-am adus dintre aducător și altul la vale. Uite așa. Și hai să mai mă uit odată, acum. Cam așa arată asta. Și acum hai să vedem altă poveste. Asta vine așa mai gros, asta vine așa mai gros. Da, m-a luat somnul. Bun. Asta o să-l fac așa roșu. Și o să vedem imediat de ce. Și cred că nu l-am făcut roșu nici pasajul. Ah, l-am făcut. Bravo, Moviță. Bun, și acum ne uităm mai departe la articolul de aici. Și vedem noi că e un link aici cu aleman, cu Germania, dar nu, nu stau de el, francez. Nu. E Europa. Ăsta o să-l iau așa. Ca să nu ne încurcăm în el. Și ia să mă uit aici câte Europa este un articol care măsoară 106.000 de caractere și în limba română de 6.000, mult mai mare decât versiunea în limba spaniolă. Ce-o fi scris acolo, nu știu, dar o să-l pun aici cu albastru și în versiunea română tot cu albastru, că aici pe roșu se vede mai, se văd mai bine link-urile. Dacă le pun, și asta mă interesează. Și aici avem noi pe versiunea românească nu vreau să spun culoare aici. Uite așa, albastru.
Deci pe mine articolele în limba română care sunt așa mari, mult mai mari decât cele spaniole, îmi pare bine că sunt așa, dar na, fiind unul la 100 de articole, n-am cu ce culoare să-l semnalizez că... Da. Ia să vedem. Și mai mult. Ia, federațiune. Federație, deci. Nu trebuie confundat cu confederație. Este și pentru limba română. Asta e mapa, asta e Argentinii, 23 de provincii, asta e al Mexicului, 32 de entități confederative, asta este Rusia. China. Spania, Elveția, Uniunea Sovietică, cum era aminte, Uniunea Europeană, da. Deci, în materie de federație, avem așa, avem un articol în limba spaniolă. Caractere. Deci, aici o să semnalizez. Așa. Da. Și ne ducem înapoi aici. Și vedem mai departe ce mai avem. Statul de la medici, mai scar de steni. Nu, lasă că astea le mai pun eu și altă dată. Hai să vedem mai departe, să mai traducem un pic.
ca să punem în pagină, ca să termină timpul și... Deci... Aici am de șters. Ar fi 1796 de bites. 1796 bites. Da. Și pe ăsta. Așa. Așa, unde ești, unde ești, unde ești? Aici. Bun, și traducerea automată aici. Bun. Oh, ce ar să fie. Dacă te-am zis chiar 1775. Așa. Șapte.
nu te lepiști. Așa, aici ce s-a întâmplat? Nu, ia stai tu aici. Ce avem aici? Avem așa. Am zis eu antecedentele. Antecedentele. Termenul Statele Unite ale Europei a fost folosit în mod repetat de Victor Hugo, inclusiv într-un discurs la Congresul Internațional de Pace care a avut loc la Paris în 1849 și mai târziu la Adunarea Națională Franceză la 1 martie 1871. Mă opresc aici din motive că trebuie să merg la baie. Stau aici pe scaunul ăsta de multe ore și nu o să mai continui în seara asta, o să fac mâine, o să continui cu traducerea și așezarea în pagină. Sau poate mai continua și în seara asta, fără să mai înregistrez. Așa, ia să...